că ne-am pus la punct dantura, uite ce frumoasă este. E momentul să zâmbim când ne gândim la lucrurile verzi, sănătoase și foarte, foarte bune din viața noastră. Nu vă gândiți numai la mâncare, vine Zoli tot și vă explică despre ce e vorba. Bună ziua, bună ziua! Ce faci? Mă bucur tare mult să te văd, să vă revăd pe toți. Foarte bine, Zoli, doamnelor și domnilor, un artist absolut extraordinar, complex. Artist al poporului. Artist al poporului, doamnelor și domnilor. De la... Bună, bună! Da, de la un artist emerit, adică eu aici și așa, mergem la un artist al poporului, că știți că pe vremuri era pe zona artist al poporului, era ăla, number one, ca să zic așa. El este certificat de votul poporului. Că... Noi cam de atunci ne știm de când se dădeau aceste certificări, nu? Sunt vreo 25 de ani. Cam așa. Pe de altă parte, reținem că Zoli a fost votat ca artist al poporului, că atunci când l-au trimis, de exemplu, la Eurovision, el a fost votat. Și după aia, poporul l-a pus pe locul pe care l-a pus la Eurovision, deci el nu e numit. Adică ca unii că... politicieni, el este votat. Dacă ar mai lua vreun politician atâtea voturi cât am luat noi atunci... Ai fi periculos. Da, dar stați liniștiți, nu am nicio intenție. Zoli stă cu minte, n-are niciun fel de probleme, uite ce familie frumoasă are, uite ce proiecte mișto are. Pe de altă parte, Zoli vrea să vă spună un lucru important la care trebuie să fiți atenți în goana voastră după mâncare, după carieră, după multe alte lucruri. Ba, e o săptămână foarte interesantă, pentru că astăzi și sâmbătă sunt două evenimente foarte importante la nivel internațional. Așa. Și anume, astăzi este Ziua Mondială a Apei. Am băut mai devreme împreună cu distinși invitați. Băi, foarte să mai bem bine. O dată, are dreptate. Zoli, să bem, că apa e mai bună decât toate. Da. Care atrage atenția asupra risipei, în primul și în primul rând, asupra modului de consum, asupra lucruri pe care le putem face noi pentru a proteja apa. Foarte puțină lume știe că doar 3% din tot ce avem pe glob este apă dulce, așa care este. Poate fi băută, cum o bem noi acum și care este foarte 7% bună. 7% e apă sărată, da? A avut Tudor al meu astăzi test la hidrosferă și am învățat. Frumos. 3% apă, în care din 3% majoritatea sunt ape subterane și ghețari. Adică pe aici... Și să nu uităm că din acest 3%, aproximativ 25% se risipește. Așa este. Uite, acum când mă uit la ei și miroase foarte, foarte, foarte bine, da? Mi-amintesc de niște studii. Așa. În care arată cât de mare este această amprentă când vorbim despre industria cărnii. Așa. Pentru că nu e așa, una din marile provocări ar fi ca cel puțin de 2 ori pe săptămână să renunțăm la carne roșie. De ce? Pentru că pentru un singur steak de vită de 200 de grame se consumă cam 4600 de litri de apă. Fantastic, n-am știut. Da. Pentru o pereche de blugi, lumea modei care iarăși este în topul polorii, pentru o pereche de blugi se risipesc cam 10.000 de litri de apă. Adică din când... la prespălare asta... Nu, la toată pregătire, la cultivarea bumbacului, la transport, la toate Bravo. Lucrurile astea se adună. Deci gândește când deschizi dulapul și ai vreo 20 Câtă de perechi... consumate ai vreo 20 de perechi de blugi, te gândești, băi, am vreo 20 de tone de apă într-un Fantastic. Dulap pe care nu... Da, nu folosești. Nu-i folosești, nu-i folosești tot timpul, dar în același timp 2,4 miliarde de oameni de pe glob nu au apă potabilă. Da. Și atunci dacă începi să faci aceste comparații, începi să te gândești de 2 ori, poate dacă e bine să-ți lași robinetul să curgă aiurea când te speli pe dinți și nu are niciun rost, sau dacă poți să faci un duș mai scurt cu un minut. Un duș mai scurt cu un minut, egal 19 litri de apă economisiți. Sunt un om economicos, nu fac dușuri lungi. Da, deci nu, două minute pe zi economisite sunt cam o tonă de apă pe lună. Am înțeles. O tonă de apă. Deci, bun așa. Cifrele, când auzi cifrele astea, încep să te gândești de 2 ori înainte de a face lucrurile astea. Da, foarte tare. Și asta e motivul pentru care cred că este bine că oamenii se află. Ei decid dacă fac sau nu fac asta. Apropo, nu tu acasă nimeni. Cum faci și familia ta? Apropo de strict de această responsabilitate, că puterea exemplului este cea mai importantă. Deci, ceea ce am spus aici, fac pe deplin. La mine un duș nu durează mai mult de 3 minute. Că nu am exact. De ce. Îl fac zilnic. Că erau numele, bineînțeles, miștorile de azi au fost toate. Și acum nu mai facem duș? Ba da, facem duș zilnic. Dar nu 10 minute. Reality show-uri de-astea în care erau de-aia chiar zgârciți și bătea mama la ușă și spunea trage apa numai pentru treabă mare, pentru treabă mică nu trage apa, da. Ferească, nu așa. Uite, una din sugestii este să spui o cărămidă în vasul de la toaletă. Înțelegi? Pentru că automat volumul de apă este mult mai mic și când curge mai puțin. E un lucru pe care nordicii îl fac. Habar n-am avut. Da. Foarte tare.
Eu asta încă n-am făcut, recunosc, dar și eu trebuie să fiu mai bun de la o zi la alta. Deci dușuri mai scurte, ce mai faci? Dușuri mai scurte, să nu ai robineții stricați pentru că picură apa degeaba. Dar înainte de a-ți face cumpărăturile la final de săptămână, să te uiți în frigider să vezi ce produse ai, ca să nu te duci să-ți cumperi degeaba alimente. De ce? Pentru că conform Centrul Național de Statistică, așa, 25% din tot ceea ce cumpărăm aruncăm la gunoi. Așa este. Românii cheltuiesc într-o proporție de între 33% și 50% din venituri pe mâncare. Asta înseamnă că dacă faci un calcul foarte simplu pe hârtie, îți dai seama că două salarii pe an sunt aruncate la coșul de gunoi. Mamă, frapant. Adică ai putea să muncești doar 10 luni liniștit, înțelegi că restul oricum se duc la gunoi. Dacă ești deștept, alea două salarii le câștigi. Alea sunt unde poți să le pui deoparte. Pentru alte plăceri. Sunt fix cei 20-25% pe care finanțiștii spun să-i pui la economii din salariu. Și pe care noi, la sfârșitul anului, domnule, n-am reușit, că e foarte interesant. Da. Deci secretul nu-i numai la guvernanți, mai e și la noi. În primul și în primul rând la noi. Că teoretic guvernanții vor aplica niște lucruri pe care noi le cerem. Corect. Dacă noi facem lucrurile, foarte tare, vor face și ei. Iar în ceea ce privește ora Pământului, este cel mai mare eveniment la nivel mondial dedicat protecției mediului. Da, este un eveniment care a pornit în 2007 în Sydney. În România se sărbătorește deja din 2009. Da. Acest proiect aparține de WWF internațional. Da. Inclusiv WWF România. În 2009, când am făcut pentru prima dată evenimentul cu ei, conform Centrul Național de Statistică, au participat direct sau indirect 2 milioane de români. 2 milioane de români este foarte mult, Cristi. Bine. Zici că pentru o țară nu foarte educată în zona ecologiei, cum era în 2009, nu ar participa atât de multe lume, dar 2 milioane de oameni în început promițător. Este foarte bine. Ce să spun, că pe vremea aia oamenii făceau tot fel de glume, cum să sting lumina, că e meci, că și acum ce o să stăm pentru întuneric toată viața. Nu, e vorba de o oră, e un simbol, e o chestie pe care poți să o faci de câte ori vrei. Absolut. Da? Dar pentru că atunci am început și am avut încredere în lucrurile astea, astăzi, în manualele școlare, există specificarea ora Pământului și lucruri pe care poți să le faci. Bravo. Proiectul Național Cantus Mundi a scos inclusiv o culegere de cântece pe care poți să le cânți, care sunt dedicate mediului și pe care pe 25 martie, sâmbătă, la nivel național, vor fi 64 de evenimente în 35 de județe. Superb. Da? Sub umbrela Cantus Mundi. Noi cântăm cu ansamblu de percuție Young Beats la Observatorul Astronomic din Bacău, pentru că vineri mă duc cu copiii la concurs în Bacău, la un concurs național de percuție, și dacă toți suntem acolo, am foarte făcut în așa fel încât să implicăm și comunitatea de acolo. Și va cânta și ansamblu de percuție de la Liceul de Muzică din Bacău, condus de Mihai Bălan, da? Și corul Liceului de Muzică, și va fi un eveniment a capela. Foarte mișto. Foarte mișto. Foarte tare. Doamnelor și domnilor, prin urmare, avea dreptate la un moment dat, bine, acum glumim, dar avea dreptate Rubi când spunea să mai stingeți lumina, ca să zic așa. Așadar, stingeți lumina, dar stingeți lumina pentru voi, nu pentru altcineva. Cu siguranță. Cu apa și cu lumina, practic, știi, a venit la un moment dat o doamnă care a câștigat MasterChef, a venit aici și era exact când începuse nebunia aia cu facturile și a zis, eu n-am niciun fel de probleme. De ce? Ce nu funcționează, nici nu țin în priză, adică nu ținem priză, scoate-te, noi televizorul ținem în priză în general, chiar dacă nu funcționează, să pierd niște lucruri acolo, sting peste tot, faci, mi-am dat seama, băi, de fapt, ține de fiecare dintre noi să gestionăm lucrurile astea. De ce mai multe ori puterea este în mâinile noastre? De multe ori suntem tentați să aruncăm pisica către guvernanți, către politicieni, etc. Dar ei, de fapt, ar trebui să fie oglinda societății. Și sunt, așa se spune că o societate și are conducătorii ei fix pe care îi merită. Da? Da. Și atunci dacă noi ne schimbăm, cu siguranță și din punct de vedere legislativ lucrurile vor fi mult mai ok. Și ce este interesant, că nu trebuie să facem ceva ieșit din comun. Adică mai exact, nu trebuie să facem niște lucruri, nu să facem ceva. Absolut. Adică e la mintea cocoșului să te speli pe
pe mâini și să-ți lași apa să curgă câte 5-6 metri, mai vorbești cu un moment. Asta e o prostie. Prostie. Trebuia să vină o criză, să se mai spună anumite lucruri apropo de criza energetică, să asta, domne, mai stinge și tu lumina, mai fă aia, și după aia ne-am dat seama că de fapt nu e ăla așa de negru dacă facem lucrurile și astea. Și în urma pandemiei au fost foarte multe lucruri pe care ni le-am reamintit. De la cum să ne spălăm pe mâini, etc. etc. A, da, Dumnezeu, unii au început chiar să se spele, ceea ce e un lucru minunat. Important, înainte de toate, este să ne bucurăm că azi e ziua mondială apei și că încă mai avem ce sărbători. Exact, bravo. Pentru că depinde de noi cum o gestionăm, cum o respectăm și ce lăsăm generațiilor viitoare. Așa este. Trebuie să te gândești și la ce lași după tine. Corect. Da? Și să luăm fiecare eveniment ca o bucurie, nu neapărat pe ca o îndatorire, adică să ai o povară pe cap. Absolut. Distrează-te, așa. Asta ce face și Zoli sâmbătă, se și distrează, vă și distrează dacă veniți la eveniment. Exact. Cum se știe, știți, în partea de pe percuție, el este cu adevărat un reper, dar vă și atrage atenția asupra unui eveniment care, iată, s-a rostogolit către un fenomen nu numai mondial, ci și către manuale. Mulțumesc foarte mult, Zoli. Mulțumesc și eu tare mult pentru ajutor și sper să fie auzit cât mai multă lume. Știu că este meci sâmbătă, fix când e ora Pământului, dar cu siguranță nu joacă echipa mai bine dacă ne uităm pe întuneric sau pe lumină timp ceva. De oră la acest meci. Dar cum se joacă fotbal în România, mai bine stingeți lumina. Mă scuzați, n-am vrut să fiu cinic, dar cred că am puțină dreptate. Da, mă rog, fiecare face ce crede, important este să faceți ceea ce e bine pentru dumneavoastră pe termen lung, că meciul cum vine să și duce. Așa mulțumesc este. Foarte mulțumesc mult, Zoli, tot felicitări pentru lucrurile astea foarte importante pe care vi le spune de fiecare dată pentru voi. Acum fac o dedicație pentru un prieten de-al meu, se numește Cristian Sârbu, domnul avocat Cristian Sârbu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, distinsul nostru colaborator. Astăzi mai prinde, cum se zice acolo, o floare în buchetul vieții. Îngrozitoare treaba asta, dar vreau să spun un singur lucru. Cristi Sârbu este un avocat excepțional, un prieten de nădejde, un om puternic și pentru el această piesă foarte frumoasă a lui Carmen Șerban.